Am zis mai de mult că sunt în căutare de jocuri slash aplicații în care poți face bani fără investiție inițială. Ei bine, să găsești astfel de jocuri sau aplicații este extrem de greu. În special pentru că imediat ce apare un joc din acesta care e și gratis, nu ai nevoie de investiție inițială și se și fac bani. Ei bine, în cazul acesta apar o grămadă de oameni, vin mii și mii și mii de persoane care încearcă jocul respectiv, fac bani, vând moneda respectivă, se duce în cap și imediat nu mai e profitabil să te joci jocul respectiv. Dar am găsit aici un site playtoearn.net. Pe site-ul acesta putem selecta ca jocul să fie Free to play adică să fie gratis, și mai putem selecta aici să fie live, adică să te poți juca fix în momentul de față și ne arată top 50 blockchain game list. Deci, jocuri de pe blockchain pe care le poți juca în momentul de față și în care poți câștiga bani chiar acum, fără vreo investiție inițială. Primul joc este ceva sponsorizat, este un pre-sale, deci nu ne interesează. Hai să ne uităm la jocul de pe locul 1. Ev.io Aici ne scrie Earn Whitelist Token Just by Playing. Deci pe jocul acesta putem câștiga tokenuri de whitelist doar jucând. Ev.io is a blockchain FPS on Solana. Deci e pe Solana exact ca și Stepan made by Addicting Games. Earn Whitelist Tokens Just by Playing. Hai să vedem care e treaba. Intrăm pe Ev.io Uh, ni se încarcă building map și hai să vedem care e treaba dacă putem câștiga niște bănuți fără să facem vreo investiție inițială. Ok, cam așa arată când intri, click to play. A, și e... hmm. Arată destul de... Ok, ăla pare să fie un coechipier. Nu se mișcă... Nu se mișcă, wow. 200 de FPS-uri, 40 ping. Am fost terminat din prima, super. Dar uh, jocul pare ok. Una dintre marile probleme la crypto gaming este că jocurile nu sunt fun. Adică jocurile sunt foarte plictisitoare. Eu personal când am încercat... La zboară! Eu personal când am încercat să mă joc Axie Infinity... A fost extrem, extrem de plictisitor. Nu puteam să mă joc Axe Infinity 3 ore pe zi. A, ah, deci am jetpack când era super, super plictisitor. Jocul acesta pare să rezolve problema cu plictiseala. Duce puțin la iară tipul ăsta. Deci mă enervează individul respectiv, dar... Cum ziceam, jocul acesta pare să fie fan. Duce puțin la niște mini-joculețe din acele de pe Roblox. Dacă nu știați, eu mai am un canal de gaming de... 200.000 de abonați unde am mai încercat și chestii din acestea Your team lost. Super. Deci echipa mea a pierdut. Ne apare aici register or login to claim rewards. Aici văd că s-a schimbat mapa, ok, dar ce mă interesează pe mine este cum pot face bani fără investiție inițială, nu? Drops. Whitelist NFC currently dropping. Find them on the map in public game modes. Learn more at nft.ev. Ok, deci teoretic pe meciurile acestea publice s-ar putea câștiga uh, token-uri din acestea care Momentan nu sunt disponibile, avem 0 left, 0 left, 0 left. Ok, deci am înțeles de ce nu mai sunt dropuri din acelea, pentru că NFT-urile vin pe ev.io pe 11 mai. Noi suntem pe 16 deja. Deci, practic, dacă te jucai și primeai un token din acesta, dacă îți echipezi NFT-ul, poți câștiga Solana pentru fiecare kill și achievement level up your NFT to increase your earning potential și dai level up la NFT-ul tău și poți câștiga mai mult. Ok. Paul din viitor aici, treaba cu jocul acesta EF.io stă în felul următor. Practic, câștigând meciuri, câștigi un fel de token al lor pe care o să-l lanseze curând, e-points sau e-token, ceva în genul acesta, și acest I token sau aceste puncte o să poată fi schimbate în Solana peste aproximativ o lună. Aceste tokenuri pot fi câștigate pe gratis doar jucându-te și dacă ai un NFT din acela, practic reward urile tale sau punctele pe care le câștigi sunt la dublu. De curiozitate, hai să vedem cât costă un NFT din acesta de al lor, că dacă costă 10 dolari cumva și poți câștiga Solana pentru fiecare kill, nu ar fi rău, ok, am găsit site-ul unde se vând nft din jocul acesta, e cel mai ieftin 1.1. Ok, interesant acest f.io, o să mai studiez, posibil să bag un Solana și să văd cam care e treaba și să revin cu un video. Ceea ce e important în videoclipul de acesta este site-ul playtoearn.net unde se pot găsi jocuri din acestea, unde se fac bani, unde se pot face bani fără investiții inițiale. Mai vedem aici Crypto Bol Z, Decentral Land, care știu care e treaba cu el, da, e greu de intrat și de făcut niște bănuți, cel puțin pentru un începător. Dacă din persoanele care urmăresc videoclipul acesta găsesc jocuri interesante sau știu jocuri dinainte de acest videoclip, jocuri care nu au nevoie de investiții inițială, i-aș ruga să lase numele în comentarii, să arunc și eu o privire. Am mai găsit aici Mir 4, ăsta, jocul ăsta arată, zici că e un fel de metin. Efectiv ăsta e un joc în toată regula care trebuie descărcat și instalat. Cam așa pare să arate jocul și chiar duce așa puțin spre metin pe care niște mecanici interesante. Iar ultimul joc peste care aș vrea să aruncăm o privire ar fi acest Tank Battle, care văd au propria lor criptomoneda, vedem TBL, care e 0.017. Din ce observ aici, primești două tankuri gratuite dacă îți creezi un cont, așa că hai să facem asta. Ok, haideți că am intrat pe joc. Am intrat pe prima campanie. A, ah, deci e clar, e clar, clar, tot așa un fel de ax Infinity, tot așa 3 versus 3 NFT-uri. NFT-urile astea două le-am primit pe gratis și vreau să văd cum pot câștiga. Am primit 6 diamante din acestea, 2 XP, hai să mergem mai departe. Nu știu exact care sunt șansele să pot câștiga fix tokenul ul acesta Tank Battle, adică TBL care e 0.017 care nu arată prea grozav, dar cine știe ce se întâmplă pe viitor. Deci da, de îndată ce ajungi la level 5, cumva acolo nu mai ai absolut nicio șansă pentru că ești pus să lupti împotriva a 3 tankuri și tu cu două nu ai nicio șansă. Ăsta practic e Axie Infinity cu tankuri, Însă nu văd ce pot face cu aceste 30 de gemuri pe care le am aici. Arena văd că este indisponibilă. Văd că au și un market aici, deci ca să-mi cumpăr un NFT din acesta, m-ar costa vreo 1500 de tokenuri din acestea, care înseamnă 25 de dolari. Paul din viitor aici, sincer, nu prea am înțeles care e treaba cu joculețul acesta, arată oarecum promițător, însă pe partea de a câștiga bani fără investiție inițială nu prea văd sau nu mi-am dat eu seama cum, efectiv. Sincer, poate, maxim, mă gândesc să arunc 10-20 de dolari pe un NFT din acesta în caz că explodează cumva joculețul. Deci după câte se observă, foarte greu de câștigat bani în crypto gaming fără investiție inițială, însă nu imposibil. O informație foarte bună este acest site play 2 Dacă găsiți și voi ceva joculețe interesante care, în care se pot câștiga bani, v-aș ruga să lăsați un comentariu, să le studiem și noi. Ne vedem la următoarele videoclipuri.